Bună regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Bucovina Retrospectiv. Ca de obicei, în platou se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Bun revenit, Tibi. Bine te-am găsit, Vale, pe tine și pe telespectatorii Bucovina TV. Lumea politică este agitată în continuare. Da, când a fost. Când n-a fost, da. Sindicaliștii se agită și ei, sunt nemulțumiți de salarii, ci că nu e chiar câștigul așa cum anunță guvernul. În fine. Am remarcat săptămâna trecută o poziție a președintelui Klaus Iohannis în replică la ceea ce au legiferat deja vecinii noștri, parlamentarii ucraineni. E vorba de modificările aduse la legea învățământului din Ucraina. Titlul luat, Iohannis, anulare vizit Ucraina, reacție oficială de la Kiev. Care este opinia ta? Da, în primul rând, președintele a fost lăudat pentru această atitudine. Da, în primul rând și mi se pare o atitudine demnă de apreciat a președintelui, în contextul în care, cum vorbeam săptămâna trecută, și noi, și Ungaria, și Bulgaria, țări care au minorități importante în Ucraina, au protestat față de această lege a învățământului din Ucraina. Și ca atare, reacția președintelui Iohannis de a-și amâna vizita, care era programată de ceva vreme la Kiev, vine într-un cadru firesc, să spun așa, în condițiile în care, să spunem, ai o atitudine demnă ca țară, cum am spus de atâtea ori, că ar trebui să aibă nu doar președintele, ci toate oficialitățile române. În plus, a declinat și întâlnirea cu șeful Parlamentului din Kiev, da. Președintele. Acum, pe de altă parte, că am studiat puțin, așa, noi vorbim spunea trecută, că nu știu ce prevede, auzisem. Da. Noua lege ucraineană a educației introduce sistemul de 12 clase și extinde utilizarea limbii ucrainene în sfera educației, astfel ca în licee și facultăți se predea doar în ucraineană. Da? Iar educația în limbile minorităților să fie disponibilă doar în grădinițe și școli primare, clasele 1-4. Deci, dacă ne uităm mai cu atenție, dacă ne uităm pur și simplu lege, vedem că minoritățile au dreptul să studieze în limba lor, în grădinițe și în școlile 1-4. Da? Nu vreau să iau apărarea Ucrainei, dar o astfel de prevedere asigură practic o învățare a limbii materne de către minorități. Da. Da? Până în clasa a patra, dacă studiezi în limba ta maternă, eu cred că ajungi să o stăpânești destul de bine. Da? Și acum ajungem la clasa a cincea, să spunem. Da? Care de unde ești obligat să înveți în limba ucraineană? Da? Noi protestăm, românii, oficialitățile române protestează, au protestat și noi, și ungurii, și bulgare, au protestat vis-a-vis de această lege, am protestat bănuind că ne raportăm la legile noastre. Noastră, da? Unguri la fel, se raportează la legi în România, da? Care dau dreptul minorității maghiare să studieze și în facultate, da, și în administrație, da, să aibă. Da. Dar noi venim și ne plângem pe de altă parte că românii, eu am zis că nu mi se pare normal să trăiești într-o țară, să fii cetățean al acelei țări și să nu cunoști limba acelei țări. Cum avem, spre exemplu, cu foarte multe cazuri de cetățeni români etnici maghiari, da, care trăiesc în România, în județele Covasna, Harghita în special, și nu cunosc limba română. Da? Nu e normal. Da? Ziceam că și noi și maghiari probabil ne raportăm la legile în țara noastră. Da? Da. Ucrainenii nu interzic studierile la limbi materne. Da. Nu te opresc să înveți limba maternă. Da? Dar, cum au spus ei într-un comunicat sau ceva de genul, guvernul la Kiev invocă o problemă la nivelul cunoașterii limbii ucrainene în rândul unei părți a populației. Îndeosebi cea din regiunea rusofone, în estul și sudul țării, în contextul insurecției separatiste proruse izbunite în aprilie 2014. Da. Da. Deci problema pentru care s-a introdus, sau mă rog, s-a adoptat această lege, care urmează să fie promulgată de președinte, că am înțeles că încă nu a fost promulgată, este tocmai este motivată de faptul că o parte a populației în Ucraina nu cunoaște limba ucraineană. Și da? E drept. Și e drept. Deci asta zic, ce reacția față de atitudinea Parlamentului de la Kiev mi se pare
exagerată. Poate chiar exagerată în acest context, da? În contextul în care autoritățile ucrainene nu îngrădesc dreptul minorităților de a studia în limba proprie până la clasa a patra, da? Pentru că în momentul în care îngrădești folosirea, limitezi folosirea limbei materne, ce să reclamă? Faptul că nu dai posibilitatea să studieze, să învețe. Nu, te lasă, până în clasa a patra studiezi în limba ta, da? Dar ești obligat să înveți și în limba, în limba statului respectiv. Da. Nu știu cum e Statele Unite, spre exemplu. Studiază minorități, au dreptul minoritățile, hai, nu, sunt mulți români în Statele Unite, dar mexicani. Au dreptul mexicanii de a vorbi, de a studia în facultate în limba mexicană. Poate au, nu știu. Dar au dreptul de a merge la autorități să le redacteze acte în limba mexicană? Eu mă îndoiesc. N-am studiat, dar mă îndoiesc. Dar au fost exemple, au fost discuții când s-au înființat facultăți în limba maghiară. De exemplu, te pregătești doctor, de ce să studiezi în limba maghiară? Păi da, și dacă găsești un post în Suceava. Păi da, vii în Suceava și cum te descurci, da? Da. Să nu vii în Suceava, primești un post ca etnic maghiar în Târgu Mureș, da? În Covasna, da. În Harghita, da. Unde trăiesc și etnici români, da? Da? Da. Oamenii aia români nu au dreptul la îngrijire, da? Nu au dreptul de a beneficia de același tratament ca și etnicii maghiari dacă merg la un spital din Covasna, Mureș, Harghita, da? Da? Bun, astea sunt zonele cu populație majoritară. Da? Bun, faci facultate maghiară în limba română, da, de medicină în Ucraina și vii te cauți de lucru în zona Cernăuță. Da, de... deci dacă lăsăm la o parte partea emoțională, dar nici măcar de partea emoțională nu poate fi vorba. Da? Deci ce fac adulții la Kiev mi se pare absolut în regulă și așa ar trebui să procedăm și noi. Da? Da. Până în clasa a patra ai voie să înveți în limba maternă, ceea ce înseamnă că nici pe departe nu îngrădesc, nu interzic folosind limba maternă sau dezvoltarea comunităților, minorităților, diverselor minorități în sânul Ucrainei. Da? Doar că te obligă din clasa a cincea să înveți limba ucraineană, ceea ce spuneam mi se pare absolut normal, obligatoriu să trăiești într-o țară, să fii cetățean al acelei țări și să știi, să cunoști limba țării respective. Nu cum se întâmplă la ora actuală în România. Da, revenim la politica noastră de toate zilele. Iohannis a fost întrebat de Daniel Dragomir, o campanie ciudată, nu urmăresc cancanuri. E vorba de fostul colonel Seri, care a făcut o serie de dezvăluiri săptămâna trecută și s-a, cum am mai spus noi, s-a intrat într-o nouă morișcă, discuții. Da, bun, Dobrești te-a spus că, da, într-adevăr, cancanuri, a spus că a rugat pe cineva să informeze cine este acest fost angajat a Seri și mi s-a spus că omul a plecat din Seri din cauza unor probleme penale, dosare penale și așa mai departe. Asta cu dosare penale să facă o persoană incomod, deci nu o să iau apărat acestui domn Dragomir, nu știu cine e, așa. Dar în condițiile în care acest domn Daniel Dragomir prezintă Comisia de Control a Seri o listă cu 65 de persoane care să fie audiate și care ar putea să probeze afirmațiile, pe listă fiind politicieni, ziariști, oameni de afaceri și cadre ale SRI. Ar trebui un răspuns mai... Ar trebui un răspuns, adică mi se pare că dai o listă cu 65 de persoane, deci chiar așa de nebun să fii, să pui 65 de persoane din burtă și să spui că aia poți să-ți probezi informațiile, afirmațiile tale. De fapt, Daniel Dragomir a revenit asupra acestei declarații, declarația președintelui Iohannis și a zis, adică destul de elegant, domnul președinte Iohannis, cred că a fost dezinformat, n-am avut nicio problemă când m-am pensionat, când am ieșit din rădăsă. Da, deci, la momentul respectiv n-am avut nicio problemă cu... De natură penală. Da, de natură penală. Dar, bun, cu atât mai mult, zic. Știi? Adică vine un fost ofițer serie, prezintă o listă de persoane, Comisiei de Control a Seriei, care mi se pare obligatoriu să audieze câteva persoane. Da? Eventual să-l chem pe domnul Marcel Dragomir și să-i spună care știu cel mai mult, ca să nu-i chem pe toți 65, bă, chem 2, 3, 4, dacă vezi în aia 2, 3, 4, 1, 2, spun ceva, bă, înseamnă cu omul ăla, da? Dar vezi, la fel, ce convine unora să înseamnă că declarații reale, ce nu convine, bă, s-a inventat, eu am avut probleme, cancanuri, au plecat cu scandal. Așteptai un răspuns mai aproape de funcția de președinte al țării? Așteptam un răspuns cum aștept de fiecare dată. În alte cazuri, președintele spune că vom investiga, să lăsăm autoritățile să-și facă treaba. Un răspuns de genul ăsta. Da? Da. Dacă ar fi fost implicat, nu știu, cineva de aici, domnul Daniel Dragomir
adus atingere unor persoane care sunt din sfera, sau hai să zicem, din partea, din zona domnului președinte Iohannis. Da? Da. Dacă erau din altă zonă, probabil domnul președinte avea un răspuns, să vedem autoritățile, cum așa. Da, da. Dar când ești din zona lui, deja sunt scancanuri. Da? Asta nu e normal. Hai să, mai ales ca președinte, să tratăm pe toți cetățenii acestei țări egal. Da? Nu, ăla mi-e prieten, ăla îl susțin și așa mai departe, în cazul acuzile aduse acestora, scancanuri și bârfe, ce mai zis eu. Da, da. Da. Cum am spus, s-au învolburat apele foarte serios în zona guvernamentală. Șaideh, vicepremierul și ministrul Plumb în dosarul Belina la DNA. Deci insurecțiile sunt la modă. În zona aici asta. Eu am făcut și eu, am avut să mă trecut mai multă. Da. Treabă legal, nu de sfera politică și n-am studiat așa, n-am fost prea atent la știri, dar am făcut o documentare, spun retrospectivă, în acestui caz, ca să intru și un Da, pentru că se vorbește din 2004, am înțeles, da. Despre această insurecție. 2003. Dar bun, 2003. Bun, asta e 2013, pardon, 2013, 2004. Nu, dar în presa din Sud s-a mai discutat despre... Nu, că nu știu unde, știu, în 2013 a avut loc asta. Da. Cu Belina, cu transferul. Da, transferul. A, transferul. Așa. Bun. Deci, e vorba că în 2013, deci DNA-ul spune că printr-o acțiune concertată a unor persoane cu funcții publice, părți din insula Belina și brațul Pavel, deci cu o suprafață de 278 hectare, respectiv 45 de hectare, deci peste 300 de hectare în total, situat din Alba Minoră, Dunării, au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman, pentru ca doar la câteva zile să fie închiriate tot ilegal unei firme private. Da? Acum, fiind situat în Alba Minoră, Dunării, nu trebuia să facă această trecere prin lege, da, și nu prin hotărâre de guvern. Da. Deci primul aspect ilegal e că s-a făcut prin hotărâre de guvern. Da? Am înțeles că au existat două ministeri care, la vremea respectivă, au spus că această hotărâre de guvern este ilegală, dar în ședința de guvern din 6 noiembrie s-a adoptat și o hotărâre prin care se elimină apartenența acestora la bazinul hidrografic al Dunării, creând aparența că trecerea lor în proprietatea și administrarea CGT-ilor nu mai impune adoptarea unei legi. Deci din pic s-a spus că nu sunt cadrate așa, ci sunt cadrate altfel. Clasificarea, da. Și atunci ele pot trece prin hotărâre de guvern. Da? După ce s-a făcut hotărârea de guvern, s-au închiriat, sau mă înțeles că deja era un proces de închiriere, da? Unei firmei Teldrum, care se spune că e Teldrum, parcă nu? Da. Că e în spate domnul Dragnea sau a fost acționar, da, sau familia, așa mai departe. Da? Acum, bănuiala rezonabilă a DNA. Rovana Plumb, cu intenția, a promovat hotărârea de guvern care a permis trecerea insulei Belina și brațului Pavel în proprietatea județului Teleorman. Sevil Șaideh și-a însușit în totalitate nota de fundamentare, a inițiat și a promovat hotărârea de guvern de trecerea insulei Belina la Teleorman. Era secretar de stat. Da. Acum, dacă o iau după scenariul, după comunicatul DNA, dar care are o logică, e frumos prezentat, așa? Într-adevăr, se pare că cineva a făcut niște modificări în acte, astfel încât să creeze falsa, sau să creeze aparența, dar falsă, că nu este nevoie de lege, deși trebuia lege. Bun, acum, întrebare, cine a făcut astea? Cine a inițiat hotărârea de guvern prin care bunurile astea se trec în proprietatea Consiliului Județean pentru ca ulterior să ajungă la o firmă, bun, sub formă de închiriere, da? Da. Că la un moment s-a spus că s-a dat acelei firme de tot, deci sub formă de închiriere, da? Se pare că doamna Rovana Plumb, da? Doamna Sevil Șaideh, poate n-am nicio treabă cu dumneai, era secretar de stat, da? Da. Și-a pus semnătura ca secretar de stat. Acum știa dumnea ei, da? Primul ministru Ponta, și a pus înătura ca prim-ministru. Poți să-l acuz că știa de toată povestea asta? Da? Acolo există niște inițiatori ai hotărârii. Se pare că doamna Rovana Plumb, că spune DNA-ul că a promovat hotărârea de guvern. Da. Da? Domnul Ponta spunea, dar am selectat asta la alt, spunea că Liviu Dragnea, în perioada când era Ponta ministru, Liviu Dragnea a solicitat să treacă lacul Belina
în proprietatea consiliului județean Teleorman, precizând că nu a știut că lacul Belina a ajuns în proprietatea firmei Tel Drum și că acest lucru l-a aflat din presă. Deci domnul Ponta. Deci da. Domnul Ponta spune că domnul Dragnea i-a cerut să treacă lacul ăsta în proprietate. Da. Insula, pardon, lacul. Deci acum, într-adevăr, poate toate persoanele astea implicate forma un grup organizat. Da. Da? Poate nu. Domnul Ponta, doamna Sevil Șaideh, poate nu aveau nicio treabă, au semnat ca secretar de stat, care își pun contrasemnătură, cum să spune. Pe niște acte, nici prim-ministru, nici secretar de stat nu verifică actele din spate. Da. Adică nu, stai puțin, actele se pare că erau conform legii, că era modificată, da? Da. Și chiar dacă actele erau conform legii, ministru, secretarul de stat, prim-ministru, primește o hotărâre de guvern care e fundamentată și există niște consilieri, niște... Bă, n-am ce să acolo în spate. Bun, dar care dacă legea îi permite să declasifice sau să clasifice un teren, un lac, o insulă... De aia spun că nu era declasificat, era numai modificată din așa. Da. Da, acum, bun, să facă cercetări, să treacă, e absolut firesc, dacă s-a făcut cu intenții de a... aici spun domnul Ponta, dacă domnul Dragnea a cerut să treacă insula asta la... Da, asta e... La Consiliul Județean. La Consiliul Județean, cumva acuzator, știi? Bun, și formularea a fost că ceva pentru împrospătare a spațiului, nu știu ce, deși exista un precontrat din chirie sau ceva de genul pentru o zonă de agrement făcută de firma respectivă, știi? Vreți că sunt foarte periculoase chestiile astea. De asta, spre exemplu, și la Suceava, parcul și poate, aceeași problemă, multă vreme, acum am înțeles, bun, să fac demersuri, sper să fie prin lege, nu știu ce. Știu că acum câțiva ani vorbeam cu, acum mulți ani, vorbeam cu domnul Sutru, că era ministrul agriculturii. Da. Și inițiase atunci, făcuse niște demersuri sau încercări, da? Pentru a trece parcul și poate la proprietatea municipiului Suceava. Și mi-a spus că nu vor secretarele de stat să semneze. Da. Nu vor semneze pentru că se poate... Nu există cadrul legal. Nu că nu este cadrul legal. Deci era cadrul legal. Dar situația aceea nu vor semneze pentru că era suspicionos dacă ajung la primăria Suceava și după aceea să dau unor firme private, da? Să consești una alta, ăia spun că ei, domnule, riscă închisoarea. Da? Pentru că s-a acuzat că au făcut cu intenții de a ajunge... Da. Deci asta e problema. Hai să spunem că, deci nu știu la cazul ăsta, aici se pare că asta cu Tel Drum era deja pregătit, era făcut un precontract, era, da? Nu știu la cazul ăsta, da? În general, deci dacă luăm cazul și poate, spunem acum câțiva ani, care trebuie să treacă parcul ăsta și poate la primăria Suceava, pentru a avea și în municipiul Suceava o zonă de agrement, ca orice oraș care se respectă, în cazul parcului și poate. Da, să ia, să dea Dumnezeu, să ia primăria Suceava, să amenajeze frumos, să facă să fie o oază de verdeață, de liniște, de relaxare pentru tot ce vine. Dar dacă, Doamne ferește, să fac niște inginerii financiare și o parte din parc merg la niște privați, la nu știu ce. Da? Acum am vine. Stai, mai, nu, hai să spunem, să facem totul legal, frumos și oricum trebuie să apelezi la niște firme private care, uite cum e la gura Humolei, vin să-ți fac o tiroleană, o chestie, da? Dacă trezești că spune că firma aia privată ai făcut ca să... Deci e foarte complicat. Da? Vine după câțiva de neau și spune că firma aia privată ai făcut ca să ajungă, era pregătită. Da. Bun, pe de altă parte știi cum nici nu... eu dacă aș fi... Bine, acum dacă aș fi că aici e extrem de relativ. Că, dacă aș fi primar și am pregătit parcul și poate să treacă așa, deja aș angaja discuții de principiu cu firme, da? Cum e aia la Humor, pentru ani. Bă, vii să-mi faci mie acolo, hai, vină, fă un studiu, uite, ochiometric, să vezi cum e, că nu putem face acte ca să faci studiu și așa mai departe, da? Se poate spune după aceea că, domne, ai pregătit, ai făcut pentru firma aia? Da. Deci e foarte riscant în condițiile în care, chiar dacă ești cu bune intenții, poți fi acuzat că ai pregătit. Da. Dacă intri în colimatorul. Nu zic că aici așa e, că aici se pare că nu e cazul. Bun, și proiectul e cazul, așa natură încât nu se cazul, poate construi acolo așa. Decât... Pe de altă parte, pe de altă parte, este acum, am văzut la Pro TV săptămâna trecută, un reportaj, în cadrul știrilor, o serie de emisiuni de astea cu...
legate de Dunărea. Da, România te iubesc. Un fluviu de... Jaf, punct și de la capăt. Nu, un fluviu de mizerii sau ceva de genul ăsta. Da, o serie, în cadrul știrilor, erau mai multe prezentate. Și aici compania asta națională pentru români, care nu face nimic pe Dunăre. Adică încasează o grămadă de bani, mă rog, nu curăță. Cine a fost, ce recent, am văzut, noi, am văzut, am trecut de Sulina, o zonă extraordinar de frumoasă, dar plină de mizerii. Locuri care trebuie curățate, am văzut acum, inclusiv, între când scapă, nu știu ce port, unde vin, se depozitează foarte multe silozuri, se depozitează cereale, Și de obicei vin și le iau, le cară pe apă, pentru că e cel mai ieftin transport din lume, pe apă. Noi nu-l folosim, nu se poate, pentru că s-au depus acolo aluviuni aduse de apă și nu se mai poate intra în port. Și treaba acestei companii a statului român să curețe. Nu-și face treaba. Că ea trăiesc bine, mersi, vezi cum vin și ei, dau ei lecții. Și când arăta în comparații cum e în Ungaria, în Austria, cu bani europeni făcute și aduc mii de turiști. Mai era... Din episodul ăsta era o insuliță pe ai văzut, pe Dunăre, unde spunea că legenda spune că acolo ar fi înmormântat, nu știu, care de-a ungurilor, un Miklos, nu știu cum a zis. Nu, mă, era un nume celebru de care am auzit, dacă nu Atila parcă sau. Atila, da. Celebru Atila. Aici poți să vin, îți dai seama. Ai Dracula pe... Și tipul ăla care, ghidul, a spus, ce-s legendele? Niște minciuni ambalate frumos. Dacă aia e legenda, ia și adu turiști acolo. Nu. Luăm o primă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim imediat.